Primarii din Mehedinți au fost convocați astăzi la prefectură de către președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu. Motivul îl constituie depunerea de proiecte în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. În primul rând aș vrea să vă spun faptul că săptămâna trecută, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu domnul director Stăicuț și cu domnul prefect, am luat decizia să convoc primarii la o ședință de lucru pentru astăzi și mă bucur faptul că au venit aproape toți primarii județului nostru, cei care au lipsit și au trimis viceprimari. Am considerat că este oportun să le facem o informare în ceea ce privește cererile de finanțare care se pot depune pe Programul Național de Dezvoltare Rurală, pe AFIR, și din acest punct de vedere ați constatat și dumneavoastră că sunt destui primari interesați să depună proiecte pe drumurile de exploatație agricolă și pe drumurile comunale pentru a primi fonduri europene, iar domnul director Stăicuț le-a dat toate informațiile necesare. Domnul prefect, de asemenea, i-a informat din anumite puncte de vedere, unde a considerat dumneavoastră că este cazul să le facă informare, iar eu am considerat că este foarte important să le fac o scurtă informare cu privire la Programul Național de Dezvoltare Locală, așa cum s-a modificat pentru a fi pus în acord cu programul de guvernare al guvernului PSD-ALDE. În primul rând, Ordonanța de Urgență 28/2013 și normele metodologice de aplicare a acestei ordonanțe au fost modificate și se prevede că în perioada 2017-2020, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, vor fi realizate 9500 de obiective de investiții noi, și anume 2500 de creșe și de grădinițe, 2000 de școli, restul urmând să fie proiecte pe drumuri, alimentări cu apă, rețele de canalizare, reabilitări sau construiri de poduri, podețe și așa mai departe. Edilii din județ pot accesa fonduri pentru dezvoltare locală în această perioadă. Astăzi au primit informații despre ce și cum se procedeze, având în vedere că nu au prea mult timp la dispoziție pentru întreaga documentație. Ce vreau să vă spun, de ultimele sesiuni pe ceea ce înseamnă penedere pe publice, drumurile comunale, ultima șansă, alocarea este destul de mare, sunt 180 milioane de euro, am mai discutat și noiembrie, vreau să văd și eu stadiu care, cum, deci până la urmă, așa și drumurile de exploatație agricole. Deci este a doua care oricum vă sunat de mână la mare majoritate dintre noastră. N-are vreo să mă pac, am mai discutat, practic, la criterii de selecție și rezultate mai mult nu-i schimbat. Pe draftul văd de la 4 la drumurile de exploatație, de apropa de drumurile aflate din Calgrat, până la urmă, la nivel de minister, s-ar practic să scoți și, deci, puteți merge, ne știți că pe partea asta. Și vreau să știu și eu situații unde vă aflați, pe SF-ul, de Cristian, și s-a luat de Mărica, dacă cum ajung, și mai mult ca sigur discuți, să plece la 40 de puncte, aproape 90% și din comun. Aceleași măsuri care pot fi accesate și acum au adus bani județului și în anii trecuți, iar Mehedințiul este clasat pe un loc fruntaș. Sunt cele două sesiuni care au fost cu parcurs anul 2015-2016, sunt rezultate. Deci nu pot să zic că Mehedințiul, sunt de 20 de comune care au prins drumurile comunale. Vreo 5 care au prins drumurile de exploatație, la Cămine și Trățeave mi-au de jur de 14 primării, apă și canal, dar nu-i Bloșteni și Cocova, singur care s-au cam asta de plan. Și de asta zic, timpul e foarte scurt, deci vorbim de 2 săptămâni. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, îndeamnă pe primar să depună cereri de finanțare, în special pentru reabilitare sau construire de grădinițe, școli sau creșe. I-am încurajat, în primul rând, pe primar să depună cereri de finanțare pentru construirea sau reabilitarea de creșe și grădinițe, pentru că numărul acestora cuprins în programul de guvernare este destul de mare și acum este cea mai bună oportunitate să-și reabiliteze astfel de instituții de învățământ. De asemenea, încă avem localități în județul nostru care au școli fără autorizație de funcționare, iar Programul Național de Dezvoltare Locală le dă posibilitatea acum să le reabiliteze și să le modernizeze cu fonduri guvernamentale. Prezent la discuțiile de astăzi a fost și prefectul Nicolae Drăghia, care i-a asigurat pe edilii din județ că vor beneficia de o bună și strânsă colaborare instituțională în cazul în care vor apela la instituția prefectului. Dorința mea este ca în continuare să găsim soluțiile care sunt atât în ceea ce privește dezvoltarea locală, dar și în ceea ce privește legalitatea, să le găsim împreună. După cum vedeți, vreau să vă asigur că în ceea ce mă privește nu voi avea decât soluții pe care să le abordăm în echipă, în condițiile în care dumneavoastră aveți anumite
probleme, vreau să ne fie aduse la cunoștință, indiferent de pe ce palier administrativ ar exista această comunicare. Hotărârile vor fi luate de echipă și vă asigurăm că vor fi cele legale. Două probleme aș vrea să vă rog în această structură. În primul rând, în săptămâna aceasta, săptămâna viitoare, vreau să facem niște întâlniri pe centre. Am vorbit și nu erau pregătiți cei de la Garda de Mediu și Apele și Agenția de Protecție a Mediului. V-a trimis niște materiale care vă avertizează cu anumite lucruri dumneavoastră. Poate nu le-ați înțeles bine și să vină efectiv să vi le explice și responsabilitățile de acum încolo să nu le mai paseze spre dumneavoastră și doar să vină, domnule, vă dăm amen. Luna trecută, primarii din Mehedinți au fost convocați de autoritățile județene pentru a primi informații legate de accesarea fondurilor europene. Atât cele guvernamentale, cât și cele de la Uniunea Europeană pot ajuta județul să se dezvolte. Trebuie doar ca cei care conduc orașele și comunele din Mehedinți să se implice și să depună dosare bine puse la punct. În perioada imediat următoare, în jurul datei de 1 martie, se vor deschide sesiunile pe ceea ce înseamnă beneficiari publici. Se vor lua de măsura 72 și 76. Asta înseamnă drumurile comunale, precum și 43 drumurile de exploatație agricole. Cele două măsuri, pot să spun că la nivelul județului Mehedinți, 2015-2016, Mehedinți se află undeva oricum în primele județe, avem deja în jur de 20 de primării pe drumurile comunale și 5 primării pe drumul de exploatație. De asemenea, și pe 72, cum la cu 76, sunt în jur de 15 primării care au accesat pentru căminile culturale, respectiv pentru grădinițe.